O nouă variantă Omicron se răspândește rapid, iar experții în sănătate sunt îngrijorați, deoarece conține multe mutații, iar combinațiile care apar sunt numeroase. Este vorba despre varianta supranumită Centaurus. Conform Digi24.ro, varianta BA.2.75, supranumită Centaurus, a fost detectată pentru prima dată în India la începutul lunii mai. Cazurile din Marea Britanie au crescut de atunci brusc și aparent mai rapid decât cele ale variantei BA.5, extrem de transmisibile, care este prezentă și în India și înlocuiește rapid varianta BA.2, dominantă anterior în multe țări. Noua variantă a ajuns deja în alte 10 țări, inclusiv Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia, Germania și Canada. Parlamentarii britanici au cerut intensificarea eforturilor pentru a-i convinge pe cei aproape 3 milioane de adulți din Anglia care nu s-au imunizat încă cu prima doză de vaccin anticovid să se vaccineze. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a desemnat o variantă în monitorizare la 7 iulie, ceea ce înseamnă că există unele indicii că ar putea fi mai transmisibilă sau asociată cu o boală mai gravă, dar informațiile sunt încă puține. Organizația Mondială a Sănătății Sănătății monitorizează de asemenea de aproape noua variantă. Un doctor expert al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că nu sunt încă suficiente secvențieri pentru a evalua severitatea acesteia. Pe lângă creșterea sa rapidă și răspândirea geografică largă, experții au fost alertați de numărul mare de mutații suplimentare, pe care BA.2.75 le conține în raport cu BA.2, din care ar fi evoluat. Chiar dacă nu a luat amploare în alte țări, extinderea în India sugerează că cel mai mai probabil acolo va deveni o problemă. În mod clar se extinde în India, dar India nu are prea multe cazuri de BA.5 și încă nu este clar cât de bine face față împotriva acestei variante. A mai adăugat el, în plus față de vaccinare, planurile pe termen lung ar trebui să includă măsuri suplimentare pentru a preveni infectările și reinfectările care să aibă în vedere sisteme de ventilație îmbunătățită, filtrare a aerului în spații închise, teste suplimentare, precum și respectarea perioadelor de izolare, care se reduc Că răspândirea îmbolnăvirilor, relatează digi24.ro.